Care este cel mai tânăr pacient pe care l-ați tratat dumneavoastră? Bine, noi avem pediatria, asta e clar, și tânăr înseamnă și de câteva luni au fost cazuri. Din fericire, au făcut forme ușoare, iar cazurile în care cei mici ajung la terapie intensivă sunt foarte, foarte rare. Motiv pentru care la noi în institut și secțiile de pediatrie sunt ocupate tot de către adulți. În imensa majoritate a cazurilor vorbim despre adulți, din fericire, pentru că nu ne-am dorit ca cei mici să facă forme severe.